Sunt tare bucuros să ne revedem în acest context prin harul bunului Dumnezeu și să continuăm explorarea cuvântului Său din perspectiva aceasta a reacției noastre într-o situație de nedorit din viață. Și anume, înclinația noastră de a căuta o scuză sau o explicație, sau, așa cum vom învăța cu această ocazie, o ascunzătoare, undeva unde să ne putem ascunde simțământul acesta al vulnerabilității, al lipsei de securitate, este primul care încearcă inima unui copil. Un copil vrea să știe că este sub protecția mamei lui, chiar dacă ar avea asigurarea la tot ce e necesar pentru viață, dacă îi lipsește protecția, dacă se simte expus, lucrul acesta îi afectează viața și sănătatea în cele din urmă. Știți acel uh, celebru experiment pe care l-a făcut doctorul Avicena cu cei doi miei puși în cușcă, unul vedea lupul și unul nu-l vedea. Cel care nu-l vedea a trăit bine mersi, celălalt care a văzut lupul, cu toate că era protejat, a murit în chinuri groaznice datorită uh, permanentului simțământ al, uh, al vulnerabilității, al lipsei de, de securitate, de protecție. Unde te ascunzi? Lucrul acesta n a fost dintotdeauna în ființa umană. Omul nu a fost pur și simplu creat pentru așa ceva, dar imediat a adaptat ființa lui la ideea protecției, la ideea ascunzătorii, la ideea respingerii vulnerabilității lui. Nu poate să trăiască în starea aceasta de vulnerabilitate și caută continuu asigurare. Ați observat de asemenea. Cum pe pământ astăzi oamenii adună averi, puteri și faimă și în realitate caută un singur lucru. Ei caută siguranță, să fie în siguranță din toate punctele de vedere. Dar te uiți că după ce au făcut mare averi, își fac case cu... Ziduri mari de protecție, își fac case cu baricade, cu sisteme, cu lacăte. Păi, da, am crezut că lucrurile acestea îți vor da un așa fel de protecție că nici nu ai nevoie să fi păzit. Dar ele nu numai că nu dau protecție sufletului omenesc, cu și puterile și faima aceasta, sau nu numai că nu dau protecție, distrug orice formă de. De, secur de securitate, de siguranță din sufletul omului și îl fac să fie așa de vulnerabil și să stea păzit de nu știu ce fel de gărzi, de nu știu ce fel de lucruri. Sunt cei mai vulnerabili dintre oameni, de fapt, aceia care au considerat că sunt cei mai bine păziți și au adunat în jurul lor tot felul de mijloace prin care au sperat să-și asigure securitatea. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. De ce? Și nu se întâmplă. Pentru că. Insecuritatea sau nesiguranța este în Suflet. De aici ea informează întreaga ființă, și atunci omul se trezește și trăiește ca într-un mediu amenințător, într-un mediu primejdios, periculos. Întrebarea care se ridică în Sufletul nostru este unde se poate ascunde un om de conștiința Lui. De, să zicem, răufăcători de un fel sau altul, te ascunzi într-un fel sau. Dar unde te ascunzi de cugetul? Te, te poți ascunde și de lege, te poți ascunde de organele legii, de. O, poți ascunzi o fraudă sau. Însă, unde se, ascunde, unde se poate ascunde cineva de cugetul lui? Ascunzătoarea. Unde se poate ascunde de, de așa ceva? de piatră, de ploaie, te ascunzi, de cutremuri, de păzești, de orice fel de alte lucruri. Unde te ascunzi de mărturia cugetului tău? Aceasta este una din cele mai tulburătoare întrebări care a preocupat sufletul omenesc. Cain a fost expus acestui lucru și, era, și se simțea și se considera urmărit peste tot. Era într-un mediu așa de primejdios, amenințare din toate părțile. El era literalmente hăituit de propriul lui cuget. Astfel că găsim aici în cartea Genesei omul care este fugărit hăituit și care crede că este, că fuge de glasul lui Dumnezeu, cum Uh, și astăzi pomenirea manifestă să fuga de Dumnezeu, într-un fel sau altul se ascunde în droguri, se ascunde în, în în senzații, în tot felul de medii se ascunde în lucruri materiale, caută fără sfârșit o ascunzătoare, un loc care se ofere în sfârșit protecție și nu e de găsit, deci nu există. Dacă te-ai coborât la temelile pământului, dacă te-ai urcat între stele, locul acesta nu e de găsit. Dar întrebarea rămâne. Unde se poate ascunde un om atunci când este urmărit de propria lui conștiință? E o problemă foarte serioasă. Când omul i-a spus lui Dumnezeu și a fost întrebat, i s-a cerut locația, spunem în ce condiție ești? Unde? Ce știi despre tine? Ce înțelegi tu despre felul cum, cum, stai în momentul acesta? Ce înțelegi tu despre tine? Și omul a găsit o scuză și a încercat să, să devieze discuția aceasta. Urmează o a doua întrebare. După ce omul a spus, ți-am auzit glasul, mi-a fost frică, Frică de glasul meu? Da, păi, dar înainte nu ți era frică, dar acum de ce? Ia, nu cumva frica vine din altă parte? Și am aflat noi că de fapt el nu fugea de Dumnezeu. Și omul de astăzi nu fuge de Dumnezeu. El fuge de păcatul din el. Fuge de propriul lui Fuget. Așa se face că uh, unii s-au scufundat în ateism, au negat orice realitate a creației lui Dumnezeu, nu contează. Ia, vedem, este, nu, nu ai cum să negi realitatea aceasta, dar nu are nicio cauză. A căutat tot felul de teorii să se scufunde în ele, să se ascundă. N-a durat decât câteva momente acest uh, falsă siguranță. Omul s-a simțit și mai expus pe măsură ce a încercat să-și să scape, să se protejeze. N-ai unde să te ascunzi de cugetul tău, pentru că oriunde te-ai duce, ești cu el înăuntru. El e ceva interior în sufletul unui om. Acolo se desfășoară lucrul acesta. Și întrebarea care a urmat după ce a spus el că eram gol și mi-a fost frică și m-am ascuns de glasul tău, atunci domnul întreabă așa, cine ți-a spus că ești gol? La întrebarea aceasta s-a putut răspunde în diverse feluri și cei mai mulți dintre noi am încercat să credem că șarpele, de fapt, a spus, sau diavolul a încercat să facă lucrul acesta. Indiferent dacă a încercat sau nu, cel rău să pună acest simțământ în inima lui cu privire la Dumnezeu, era sau nu mai era necesar pentru că acest lucru, această stare sufletească, frică de Dumnezeu și fugă de Dumnezeu și ascunze, ascunderea de Dumnezeu, acest lucru se naște odată cu păcatul în om. Deci este un efect natural aproape al păcatului în viața unui om, îndată ce un om a făcut o faptă de felul acesta, imediat își pierde siguranța, își pierde apărarea, din toate părțile este într-o primejdie. Dincolo de acest lucru, o faptă rea sau un păcat făcut nu este un incident sau un eveniment, ci este ceva care s-a născut și trăiește în inima și în ființa omului, oriunde se va aduce. Cain cu gândul acesta, ce a făcut el, va fi însoțit, va fi însoțit de lucrul acesta. Și de aceea îl întreabă Domnul, de unde ai gândul ăsta? Cine ți-a spus lucrul acesta că ești descoperit, că ești vulnerabil, că ești în de Cine era? Nu era nicio de realitate, dar ea era în lăuntrul lui. Și atunci se naște această idee profundă și anume, Omul este în conflict teribil cu propriul lui cuget din pricina păcatului. Acolo este în realitate tensiunea și lupta lui sufletească. Cine ți-a spus așa ceva? Cugetul lui. Cugetul lui îl alerga. El fugea de păcatul lui care era în conștiința lui. Se întâmplase într-un loc. S-a întâmplat ceva. Ceva definit loc, locat Anume, dar el a plecat din locul acela cu o impresie, cu o imprimare adâncă în conștiința lui, care continua să reverbereze. Niciodată un păcat săvârșit nu mai poate să fie considerat nesăvârșit. De aceea, Domnul a spus, în ziua în care vei mânca, în ziua aceea vei muri, ce înseamnă aceea? Păi, da, a murit, a murit. Adam, care a fost înainte de păcătuire, a murit în clipa în care a păcătuit. Omul acela nu a mai existat niciodată. Bine, a fost iertat după aceea. Da, dar acesta este Adam iertat, Adam reabilitat. Omul acela în inocența creației, omul acela a murit în clipa în care a păcătuit. Așa scrie Sfânta Scriptură. Când vorbea Efraim, răspundea groaza în Israel, spune Biblia, dar când a păcătuit cu Baal, a murit. S-a terminat. Adică, un om omul dinainte de a comite un anume păcat nu mai poate fi niciodată același om după ce a comis păcatul acesta. El poate fi iertat, el poate fi salvat, el poate fi vindecat. Dumnezeu îl poate îndrepta, el poate fi îndreptat, dar el nu mai va fi niciodată omul care a fost înainte. De aceea, acest gând ar trebui să ne însuflețească pe noi în momentul în care luptăm împotriva răului, știind și gândind Că răul odată comis devine rezident, rămâne acolo și locuiește acolo în conștiință. Sunt oameni care se îmbată ca să uite, dar uită până să trezește. Nu durează la nesfârșit lucrul acesta. Sunt oameni care folosesc diverse mijloace și unii dintre ei ajung să-și piardă mintea pur și simplu sub impactul acesta. Sunt oameni care au reușit să ascundă. Lucrul acesta să afișeze o față chiar acum. A fost descoperit unul după aproape 20 de ani de la evadarea lui din închisoare. Dar s-a dus și s-a predat, a spus: dom'le, nu poți mai trăi această viață la fiecare intersecție, la fiecare semafor. Mă gândesc dacă nu mă observă cineva, mă prinde, mă oprește. Deci, deci este lăuntrul lui. De unde poate veni eliberarea atunci când tu ești în conflict cu conștiința ta, cu cugetul tău? Cine ți-a spus acest lucru? Cugetul lui conștiința lui. Acest lucru, la acest lucru o să revenim mai apoi. Ei, a, a, omul în momentul păcătuirii, nu doar că și-a dat seama, ci spune Sfânta Scriptură în versetul 7 din capitolul 3, a cunoscut, adică a experimentat, a trăit, a devenit o trăire, păcatul a devenit o prezență permanentă. Văd în mine, spune Pavel, văd în mine această lege a păcatului și a morții. O altă lege, diferită de cea primită de mintea mea, de cugetul meu, prin creație. Și despre aceasta vom vorbi, dar văd în mine această lege. Auzind glasul lui Dumnezeu care umbla prin grădină, omul s-a ascuns. Ce fel de ascunzătoare poate găsi cineva sau unde să se ascundă cineva de mărturia cugetului lui? Putem noi înțelege, iubiții mei? cu câtă grijă și gelozie și seriozitate ar trebui să păzim curăția cugetului nostru, că odată întinat, odată violat, cugetul nostru păstrează în el o prezență pe care n-a avut-o înainte de lucrul acesta. Acum o are, are pe conștiință, se zice. Și găsim aici o expresie chiar cutremurătoare în Proverbe 28, versetul 17, un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă, nimeni nu-l poate opri. Fuge până la groapă. Dacă încercăm ca oameni, ați observat în consilierea aceasta psihologică a oamenilor cu tulburări, cu diverse probleme, se folosește medicație, se folosesc metode de consiliere. În realitate, nu aceasta este cauza, ci acesta este efectul. Omul fiind o ființă creată de teos, este de Dumnezeu, este o ființă teologică, problema lui e de natură teologică, relaționarea lui cu Dumnezeu, vindecarea lui vine tot pe această linie. Am văzut prea multe și frumoase lucruri în viața ca să mă pot îndoi vreodată de puterea Evangheliei. Nu spunea Pavel așa, Mie nu mi-e rușine de Evanghelia aceasta, că eu am văzut ce face, am văzut cum schimbă vieți de oameni. Știți ce e uri frumoase am primit și ce, că chiar din închisori mi-au scris oameni și unii peste mări și țări. Ce impact, ce schimbare incredibilă! Cineva se uită, dar ce ai luat, cu ce te-ai tratat? Păi dacă mă pui, nici nu știu să spun despre ce este vorba ci așa cum i-a spus Iisus Mântuitorul nostru lui Nicodem, este adierea Duhului Sfânt peste sufletul unui om cu vindecarea sub aripile lui. Este un, un fenomen care nu poate fi scris în cărți, el nu poate fi decât trăit, nici măcar predicat nu poate, el nu poate fi decât trăit, dar putem să mărturisim și să dăm mărturie hotărâtă cu viața noastră despre realitatea acestui lucru. Nu mi-e rușine de Evanghelie că ea vindecă oameni. Un om al cărui cuget este încărcat nu va rezolva nimic prin a fugi în groapă. Nu. No. Oamenii sau. trăim o vreme cumplită a sinuciderilor. Și problema cea mai gravă este faptul că ultimul episod al vieții acestor oameni care fug de conștiința lor care a ajuns la concluzia că viața lor este inutilă și așa mai departe, sau că lucrurile pe care le-au comis sunt de neiertat, viața acestor, și problema vieții acestor nu se rezolvă prin sinucidere, ea decât în gheață. E înghețată exact așa cum este. Omul, <coughs> iertați-mă, omul care își curmă viața, nu rezolvă problema cu cugetului lui. Îl încarcă cu o altă crimă, cu cea din urmă crimă care pune capac tuturor crimelor. Nu este rezolvare, nu există rezolvare. În lupta aceasta nu este izbăvire pe linia aceasta. Niciun mijloc omenesc. Nu există niciun balsam, nu există nicio formă de vindecare. Sunt date droguri care paralizează mintea sau transportă mintea în alte situații ireale. Nu vindecă. Există un singur izvor de vindecare despre care noi vom vorbi în această prezentare numită Ascunsătoarea. Când au auzit glasul lui Dumnezeu, s-au ascuns de El. De ce s-au ascuns de El? Datorită faptului că, prin păcătuire, oamenii aceștia au cultivat o imagine neadevărată despre Dumnezeu. Din aceasta s-a născut păcatul. Din gândirea lor cu privire la Dumnezeu, nu, Dumnezeu știe altceva, v-a spus așa, dar este are altceva. În clipa în care au dialogat pe această temă, în clipa în care a pătruns în, în mintea, inima și sufletul lor, îndoiala cu privire la Dumnezeu, neîncrederea în Dumnezeu, suspiciunea că Dumnezeu nu ar spune adevărul, implicația că, de fapt, nu-i iubește, este doar o pretenție reală și că sunt. Lipsiți de orice fel de apărare, sunt vulnerabili într-o astfel de lume. Gândirea aceasta cu privire la Dumnezeu a făcut omul să facă pasul acesta. Acum vom urmări care a fost răspunsul lui la intervenția lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, pe Pământ nu există rezolvare a conflictului dintre om și cugetul lui. Nu există rezolvare. Există mijloace din acestea care paralizează sau care fac cugetul unui om să nu mai opereze. E adevărat, lucrul acesta este un fel de moarte lentă. Dar aceasta nu e vindecare, aceasta nu este restaurare, nu este restabilire, nu este salvare lucrul acesta, ci este? este doar o, o situație temporară mult mai rea decât răul însuși. Și atunci mergem în Cuvântul lui Dumnezeu și la întrebarea lui Dumnezeu de ce te-ai ascuns sau care. Ce, când, au, când au auzit glasul lui Dumnezeu și când le a întrebat cine ți-a spus că ești gol, era de fapt mărturia cugetului lui, după întrebarea aceasta urmează răspunsul lui Dumnezeu. Omul a avut un, 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 răspuns. El spune așa în versetul 12. Cine ți spus? Femeia pe care mi-ai dat-o tu, ca să fie lângă mine, ea mi-a dat... Nu, eu te-am întrebat altceva. Tu nu răspunzi la întrebare. Tu întotdeauna găsești un subterfugiu, încerci să fugi de la locul fapte. Te aleargă ceva, te aleargă cineva. Rezolvarea nu este fuga. Rezolvarea este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru salvarea ta în conflictul dintre tine și cugetul tău. Femeia pe care mi-ai dat-o, nu, alt, 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 ar fi întrebarea Domnului, nu cumva faptul că ai mâncat din pomul acesta este nu cumva frica ta și fuga ta și ascunzătoarea ta, nu cumva acestea sunt legate de faptul că ai comis fapta aceea? Și nu sunt legate de glasul lui Dumnezeu și nu sunt legate nici de femeia aceasta. El spune, femeia pe care mi-ai dat-o tu să fie lângă mine, mi-a dat din pom și ce cu asta? Nu pentru că tu nu ai, tu nu ai păcătuit fiindcă ți-a dat cineva, ci pentru că ai luat. El și spune partea a doua a textului, am mâncat. Este o declinare a răspunderii este a te ascunde în spatele altcuiva. Nu, rezolvarea nu vine pe a, prin a blama pe cineva. Cine te-a învățat să blamezi? Cine te-a învățat să minți? De unde a învățat copilul mic să mintă? Cine l-a învățat lucrul ăsta? De unde a învățat să fure jucăria altuia să o ascundă în spate? E deja în sângele lui. De aceea răspunsul pe care l-a dat omul la întrebarea lui Dumnezeu este un simptom al fugii lui, de singura posibilitate de a fi salvat. În nimeni altul nu există mântuire, în nimic și nimeni nicăieri niciodată decât numele lui. Asta este tot. Și dacă cineva dorește vindecarea cugetului, există un singur izvor de vindecare. Acesta este glasul acesta care a căutat pe om și a spus, dăm locația ta, spune-mi unde ești. Spune-mi în ce condiții te găsești, ca să pornim de acolo împreună. Și acum îl întreabă mai departe, cum rezolvăm problema aceasta a cugetului tău? Unde ne ascundem ca să putem să simțim protecția aceea divină după care umblă fiecare suflet omenesc? Prima dată omul a încercat să se ascundă în spatele soției lui. Așa cum foarte adesea, Vedem în diverse ipostaze omul blamând pe altcineva sau ascunzându-se după cineva sau aruncând vina pe cineva sau dând, dând vina pe o anume situație, pe anume împrejurare, în niciun caz asumându-și răspunderea. E de mirare lucrul acesta pentru că uh, discutăm despre primul om care trebuie să fie avut o constituție foarte robustă fizică și mentală și Sufletească și spirituală, ca unul care a umblat cu Dumnezeu. A fost în zorii creației, s-au întâmplat lucrurile acestea. Și cu toate acestea, nu e niciun fel de mirare că același păcat produce aceleași efecte în fiecare om, indiferent cine este omul acela. Nu scapă absolut nimeni. Cineva crede că este puternic și crede că este în măsura să-și ia, să ia libertatea într-un fel sau Efectul va fi același. Vom urmări lucrul acesta în cursul uh, prezentării noastre. Scriptura spune că femeia a dat bărbatului, versetul 6, care era lângă ea, așa scrie Scriptura, și bărbatul a mâncat. El era lângă ea când s-au întâmplat toate aceste lucruri. El a fost martor la acest proces. El a înțeles bine ce s-a întâmplat. De aceea Biblia numește aceasta păcatul lui Adam. Și ați observat când Dumnezeu a strigat, n-a strigat Adam și Eva, unde sunteți? L-a strigat pe el. Fiindcă el, prin creație, fusese ridicat de Dumnezeu ca fiind protectorul și preotul familiei lui, care trebuia să stea înaintea lui Dumnezeu ca un ocrotitor al casei lui și răspunderea pica asupra lui. Ea a văzut ce nu se putea vedea, cum să vezi că e ceva bun de mâncat, cum se vede dacă mănânci, vezi că are gust bun, dar, să vezi, păi din Ipsos, e vopsit, nu? A dat și bărbatului ei, care a luat și a mâncat. Cine ți-a spus lucrul acesta? Cugetul meu. Așa este. Cugetul meu însă poate fi luminat de Duhul Sfânt, așa cum spune Pavel, sau poate fi întunecat de diavol. Așa că întrebarea cine ți-a spus merge mai departe decât simplu proces al conștiinței sau cugetului nostru. Cine inspire cugetul tău? Cine luminează sau întunecă acest cuget? Trebuie să știi lucrul acesta. Sunt instanțe în istoria lumii în care conducătorul unei armate vrăjmașe, să spune aceasta și în dreptul lui Vlad Țepeș, intră în armata inamică și e preia comanda. Vă dați seama ce, ce fel de comenzi poate să dea un astfel de comandant care s-a infiltrat în această armată și care o face să se bată, îi face pe oameni să se bată între ei și se distrug ce fel de comenzi. Și oamenii execută comenzile, dă, comandă soldaților din stânga, atacați pe cei din dreapta, pe atacați pe cei din stânga. Uh, oamenii execută, se omoară unii pe alții, dar nu se oprește nimeni să întrebe, stai, 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 cine dă aceste comenzi? Uh, păi acest comandant. Cine este acest comandant? Când îți dai seama cine este, te-ai oprit. Te-ai oprit, îți dai seama ce se întâmplă acolo. În războiul de șase zile din, dintre Israel și țările arabe, marea parte sau marea greutate a războiului a căzut peste pe seama informațiilor. S-au trimis ordine și comenzi ca și când ar fi fost date din interior, dar erau date din afară. Au fost executați mulți generali din cauza aceasta. Este așadar esențial, capital de important să știi. Cine informează cugetul tău? Cine influențează cugetul tău? Am trecut personal printr-o astfel de situație și n-am știut să întreb suficient de timpuriu, să mă întreb. Stai, stai, stai puțin. Asta, asta e cugetul, dar de unde vine așa ceva? Este cugetul meu luminat de Duhul Sfânt în momentul acesta sau este întunecat de prezența diavolului? Nu m-am întrebat lucrul acesta, am zis că este cugetul meu și conștiința mea uh, m-a apăsat până la moarte. Uh, încă mi-am și cerut moartea cu reverență, am cerut lucrul acesta sub apăsarea conștiinței mele teribile, uh, când eram în, în arest, în închisoare, uh, bătut, omorât, uh, des, uh, părăsit, nu era absolut nimeni cu mine și apăsat teribil de cugetul meu că sunt într-un loc în care am fost părăsit de Dumnezeu. Aceasta, aceasta, era în cugetul meu și acolo, acolo am sucombat, am, am căzut sub puterea acestui cuge. Zile întregi nu am mâncat, mă tăram pe genunchi, îmi ceream viața de la Dumnezeu care nu-mi luase viața și care, care, era mai prezent ca oricând cu mine, dar cugetul sub... Sub apăsarea aceasta, sub influența aceasta, ajunsese convins de Despărțirea de Dumnezeu, în loc să vezi cât de aproape este Dumnezeu de tine. Uh, gardienii încercau să mă ridice de, de pe genunchi, Măi, stai cu genunchi pe ciment, ai să mori acolo și. Uh, am, am luptat în felul acesta până când, luptându-mă cu un alt deținut pe care l-au adus acolo, vinovat de moartea soției lui, uh, murdar de sângele ei. M-am luptat cu omul acesta să-i îndrept ochii spre cruce și, în timp ce îndreptam ochii, spre Dumnezeu ai acestui om. Până dimineața am luptat cu el și dimineața ne-am rugat împreună și ne-a despărțit imediat când a văzut că ne-am rugat. Spunându-i omul acestuia, am ajuns să-mi spun și mie și atunci am rămas singur și m-am întrebat, stai, 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 stai puțin. Tu ai spus omul ăsta despre Dumnezeu aceste cuvinte. Ție nu-ți spui aceste cuvinte. Nu sunt și pentru tine lucrurile. Așa. Dacă Dumnezeu este acesta pentru eu, pentru tine nu este la fel. Deodată s-a sfârșit vărul acesta al negurii sufletești în care mă zbăteam și am văzut cu ochii frumusețea, bunătatea lui Dumnezeu. Am început să cânt. Acolo am cântat cântarea aceasta, nu singur nici când, nu singur nici când. Au venit gardenii, băi, ai înviat? Da, am înviat. Atunci am putut să mănânc ceva. Totdeauna lucrul cel mai însemnat nu este lucrarea pe care o face cugetul nostru, prin faptul că ne mângâie sau ne biciuiește. Ci mai important decât acesta este izvorul influenței care este asupra cugetului nostru. De unde vine așa ceva? Și revin spunând, Pavel spunea, cugetul meu este luminat de Duhul Sfânt și în acest cuget luminat de Duhul Sfânt pot să mărturisesc acest lucru. Îl întreba pe, pe Adam, cine ți-a spus ție că ești gol, Că ești despărțit de Dumnezeu. Cine ți-a spus că Dumnezeu este o spaimă? Cine ți-a spus că trebuie să te ascunzi de Dumnezeu? Cine ți-a spus aceste lucruri? Mi-a spus cugetul meu sub apăsarea păcatului meu. De acolo s-a produs. E adevărat că este, vorbim de influența celui rău asupra cugetului, dar cugetul nostru devine un instrument în mâna celui rău atunci când noi. Ne despărțim de cuvintele lui Dumnezeu, de, de realitatea prezenței lui. Te iubesc cu o iubire veșnică. Păi, cum poate să stea cuvintele acestea cu o iubire veșnică alături de cuvintele, cum simțeam eu, Dumnezeu te-a îndepărtat, Dumnezeu te-a lepădat, niciodată nu vei fi mântuit. Eram apăsat de aceste lucruri. Dar nici aminte nu mi-a mai adus de celelalte cuvinte. La fel se întâmplă aici. Era cugetul lui care îi spunea așa ceva, dar nu era sub influența Duhului Sfânt. El nu a venit cu cugetul lui la Dumnezeu, ci a lăsat ca întunericul acesta, a păcatului să vină asupra lui. În sensul acesta, în Matei 5:25, Mântuitorul ne spune nou așa caută de te cu acest pârâș al tău, conștiința ta, caută de te împacă atâta vreme cât ești pe drum, cât ești în viață, ca nu cumva acesta care te acuză, conștiința ta, să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Se ridică întrebarea depresiilor cumprinte ale lui Martin Luther. De unde veneau acestea? Păi nu veneau din altă parte decât din faptul că ceva într-o într vedenie, într-o descoperire de felul acesta, îi prezenta uriașe liste întregi cu toate păcatele imaginabile ale lui. Așa erau, ale lui erau. Dar și lucrul acesta a produs în el cea mai cumplită depresie. Cine poate, poate soția lui bora poate doamna aceasta, poate toată biserica luterană, poate toată lumea să-l să ușureze pe omul acesta de cugetul lui. Nu, nu se poate întâmpla așa ceva. Doar în momentul în care devine conștient că vindecarea este sângele lui Isus Hristos care s-a vărsat pentru cugetul meu și care numai El poate curăți cugetul meu de faptele moarte și de moarte, în sine, imediat o să citim, în momentul în care își dat seama de lucrul acesta, a zvârlit călimara aceea cu cerneală, a triumfat în Domnul când și-a dat seama de lucrul acesta. Jerfa Domnului Isus Hristos, faptul că El a purtat în trupul Lui pe lemn păcatele noastre, faptul că a luat asupra Lui nelegiurile noastre, este singurul remediu pentru boala cugetului nostru. Pentru violența și agresiunea cugetului nostru, care poate să ducă un om până la pragul mormântului sau chiar al sinuciderii, sau al nebuniei, sau al distrugerii corpului într-un fel sau altul. Singurul remediu. Sângele lui Isus Hristos ne curățește de aceste păcate. Eu nu pot să mă apăr de cugetul meu propriu decât dacă aduc înaintea lui acest argument suprem. Cugetul meu, de el vorbesc. Nu vorbim de diavol, el, el poate să se folosească, să inspire cugetul nostru. Vorbim de lupta dintre ființa noastră și cugetul nostru. Singurul lucru cu care pot să stau înaintea cugetului meu este jerfa Domnului Isus Hristos. Altfel, el mă va acuza până când se va sfârși totul. Dar, în fața acestui argument, în fața răspunsului acestuia, pentru toate aceste păcate, a spus Martin Luther, a plătit sângele lui Isus Hristos, El a purtat păcatele mele în trupul lui pe lemn ca să mi elibereze mie cugetul, nu ca să-L împace pe Dumnezeu, alt păgânism, cu altă ocazie o să vorbim noi, ci ca să mă împace pe mine, împacăte cu părâșul tău. Cum să mă împac cu părâșul meu? Singura cale de a mă împăca cu acest părâș al sufletului meu, care tinde să mă duc în fața judecătorului și să nu mai pot ieși de acolo până nu am plătit cu ultima suflare. Singura posibilitate pentru împăcarea cu părâșul meu este sângele crucii lui. Așa, așa a spus Sfânta Scriptură. Împacă-te de grabă cu părâșul tău. Când te duci înaintea judecătorului, împacă-te pe drum. Așa spune Sfânta Scriptură. Pentru că dacă ajunge acolo, de acolo este prea târziu. Acum, iubiții mei, aș dori să luăm asupra noastră înțelegerea acestui cuvânt, să o luăm personal, aș vrea să spun. Nu există om care să se uite înapoi la viața lui și să nu intre în conflict cu cugetul lui. Nu există așa ceva. Nu, pentru că și nu este niciunul, niciunul măcar. Sunt lucruri care pentru care nu există niciun fel de, nu numai justificare sau explicație, dar nu există niciun fel de har în conștiința și mintea noastră. Cum ar putea justifica un om o anumită cumplită faptă pe care a săvârșit-o? Nu se poate vorbi de așa ceva. Sau cum ar putea justifica cineva o neglijență și prin neglijența lui a murit cineva de lângă el? Nu poate să mai întoarcă nimeni nimic înapoi, absolut iremediabil. Există un singur drum. În penitenciarul Craiova aveam un, prieten bun care a, era condamnat pe viață, a comis patru crime în halta de îrză, cu arma din postul de pază. Și a fost intervievat și oamenii au spus, bine, bine, tu spui acum că ai devenit creștin, că așa mai departe, că te iubește Dumnezeu, dar cum rămâne cu oamenii aceia? Și el a răspuns atât de înțelept și de inspirat de Dumnezeu, a spus, este o problemă fără niciun fel de rezolvare la oameni. Chiar așa a declarat Mântuitorul, e cu neputință. La... Cine poate repara așa ceva? Repare un lucru, ai rupt un gard cu mașina, îl repari. Dar de la lucrul acesta până la ființele acestea, e drum lung, este ireparabil. Și atunci el a spus așa, singurul care poate repara nenorocirea făcută de mine este Domnul. Afară de Dumnezeu, nu există niciun mijloc pe tot pământul acesta. Și ce fac? Eu cât voi trăi pe pământul acesta, mă voi ruga înaintea lui Dumnezeu pentru aceste familii. Numai Dumnezeu poate să vindece sufletele acestea pe care le-am rănit eu prin nenorocirea pe care am comis. Aceasta înseamnă, cu alte cuvinte, împacă-te cu părâșul tău. Dacă nu te împacă Dumnezeu cu conștiința ta, nu are cine. Și dacă cineva refuză oferta împăcării, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă refuză oferta aceasta cineva, o alta nu există. Nu rămâne altă jertfă pentru păcat. Te doare sufletul când un om încearcă să aducă scuze sau caută ascunzători. Știi bine că acest lucru. Nu poate funcționa. Dar Dumnezeu îngăduie și această experiență în viața noastră, ne lasă să fugim, să fim fugari pe pământ, ne lasă fugăriți de cugetul nostru, ne lasă să ne ascundem în ascunzători din acestea de nimic, tufișuri și frunze de smorchin și alte lucruri de felul ăsta, ne lasă să, ca să ne dăm seama că, de fapt, acestea nu păzesc sufletul nimănui. Niciun om nu a rezolvat conflictul cu conștiința lui pe bază că s-a -a ascuns undeva sau, sau, a făcut un lucru sau altul prin care s-a refugiat din fața realității. Acest lucru nu a adus vindecare. În 2 Corinteni 1 cu 12, Pavel spune, mărturia pe care ne dă cugetul nostru este, izvorăște din faptul că acest cuget a fost curățit de sângele lui Isus. El nu mai putea să îndrepte ce a făcut împotriva bisericii, martirii care au căzut sub securia lui. Nu avea cum să mai îndrepte lucrul acesta. Nimeni de pe pământ, cel mai viteaz om de pe pământ, cel mai puternic, cel mai bogat, lumea întreagă la un loc, n-ar fi putut niciodată să mai îndrepte răul pe care l-a făcut omul acesta. Îi rămânea sângele pe cugetul lui până la moarte și cum scria textul din proverbe, fugea până la groapă. Dar, spune el, Mântuitorul a curățit cugetul meu. Haideți să mergem împreună, că este Este un lucru de, atâta, de atât de mare importanță. De aceea mă silesc întotdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cum pot? Nicodem întreabă mereu, cum se poate face așa ceva? La ce medicament să te duci? La ce spital? Unde să te duci ca să ai un cuget curat? Cine are cugetul curat? Cine se poate uita înapoi și nu va fi condamnat de cugetul lui pentru binele pe care l-a făcut sau pe care a neglijat să-l facă? Rău, rău făcut prin comitere sau prin omitere din mâna lui. Datorită acestui fapt, este un rău care nu se poate îndrepta niciodată. Cine ar putea să facă așa ceva? El mărturisește că în Domnul Hristos a găsit pe acela care i-a curățit cugetul lui. Și aceasta este chemarea care ne este adresată și nouă. Fiecare ființă umană este dotată prin creație cu această lumină a lui Dumnezeu, numește cartea Eclesiastului, este o, o lumină a Domnului care pătrunde în om. Nu se poate descrie așa ceva, vă sfătuiesc să, să nu intrați pe teren din acesta unde nu avem acces. Lucrurile, sunt, lucrurile descoperite sunt ale noastre. Ceea ce este cert și clar este că fiecare om are în el așezat, prin crea așezată prin creație această cumpănă pusă de Dumnezeu a cugetului nostru. Ei, toți oamenii, scrie, scrie Epistola Către Roman 2,15, toți oamenii aceștia mărturisesc că lucrarea legii lui Dumnezeu, a iubirii de Dumnezeu și de om, aceasta este legea lui Dumnezeu scrisă în cuget, mărturisesc că lucrul acesta este real și despre lucrarea aceasta cugetul și gândurile lor spune în ultima parte, fie se condamnă între ele, te condamnă pentru felul cum ai trăit, fie se dezvinovățește, se aprobă te aprobă cugetul tău. Isaia 58, când zice, dacă vei face bine la acesta, vei aduce în casa ta pe nenorocitul fără adăpost, vindecarea îți va încolți repede. Adică are un impact asupra ființei. Cugetul lor, zice, spune Pavel în roman, mărturisește lucrul acesta. Și el când mărturisește așa ceva despre viața lui acum, el spune lucrul acesta sub mărturia cugetului. Un om nu va fi judecat după alt cod de legi decât propriul lui cuget. Noi nu, am, nu ținem aceeași carte în mână, nu avem aceeași biserică, pe toată suprafața Pământului sunt oameni care sunt într-o altă civilizație, într-un într alt mediu. Dar și acei oameni au același cuget ca și noi. Și în conștiința lor a fost înscrisă această lege a iubirii de Dumnezeu și de aproapele și conștiința lor, cugetul lor, fie îi condamnă, îi aprobă sau îi dezaprobă. Și fiecare dintre noi trecem pe aici. Aici, cu privire la cuget, drumurile se despart. Dacă e vorba să avem tangență sau să fim sub influența unui cuget întunecat de acuzațiile diavolului, atunci lucrul acesta n-ar trebui să ne facă pe noi să. Uh, mai avem vreo formă de speranță. Nu, nu există niciun fel de speranță sub întunecarea diavolului. Atâta timp cât gândurile sunt întunecate și întunecă întreaga ființă, știm ce se întâmplă. Pentru că aici scrie Sfânta Scriptură, hoțul, în Ioan 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Acest lucru se întâmplă atunci când cugetul nostru e sub influența hoțului. De aceea a venit el să junghe și să propădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și încheiem cuvântul spus astăzi din partea Domnului sufletelor noastre cu textul din Evrei 9.14 în care ni se dă această făgăduință. Dacă jerfele acelea erau pentru oameni. Mângâiere sufletească, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Aceasta, aceasta este o făgăduință fără niciun fel de egal. Nu există undeva un tratament, o instituție, o universitate, o religie, o carte, un crez, o tradiție, o procedură. Nu există așa ceva care să curețe cugetul cuiva de faptele morte. Dar făgăduința cea mare pe care Dumnezeu ne-o dă aici este că sângele lui și sângele jerfei lui curăță cugetul nostru de faptele morții. Ne închinăm, Doamne, și îți mulțumim pentru făgăduința aceasta. Tu ești medicul cugetului nostru. Binecuvântă ne te rugăm cu această eliberare în Domnul nostru Isus Hristos. Și fă, Doamne, ca pacea pe care Tu o aduci în viața și ființa noastră să fie o încurajare și pentru aproapele noastre care se zbuciumă și se zbate în întuneric și în umbra morții. Fii binecuvântat în veci. Amin.